Bun venit la o nouă ediție a emisiunii Asimetric. Eu sunt Adelina Ghilea și știți că, ca de obicei, vă întâmpin cu foarte multă bucurie la o nouă conversație. Doar o scurtă precizare sau o scurtă explicație pe care am mai oferit-o și de care probabil v-ați dat seama. Emisiunea Asimetric este gândită pentru conversații care contează, care au de-a face cu lucruri pe care le trăim în fiecare zi, cu lucruri pe care le experimentăm, cu frământări obișnuite sau neobișnuite, cu nedumeriri, cu adevăruri, cu experiențe, lucrurile acelea reale care se întâmplă în viața noastră și pe toate încercăm să le discutăm mereu și mereu în lumina adevărului. Nici o conversație nu arată la fel, pentru că noi suntem diferite și asta e frumusețea emisiunii. Cu acestea fiind zise, nu știu să vă spun cu cât de multă bucurie și cât de mult entuziasm le-am așteptat pe invitatele mele de astăzi. Un super trio, pe toate le cheamă Decian. Nu sunt surori, sunt cumnate, așa că vreau să vi le prezint pe Simona, Paula și Daniela. Bun venit! Bine te-am găsit! Bine te-am găsit! Foarte mult am așteptat conversația cu voi și fiindcă avem multe de povestit, trecem direct la Daniela. Pe ea o punem în lumina reflectoarelor prima, cu ce are ea pe suflet și de acolo îi dăm drumul conversației. Da, mulțumesc foarte mult de invitație. Primul gând, în momentul în care m-ai contactat și mi-ai zis să mă gândesc la un subiect, primele cuvinte, nici n-am apucat să termin tot de citit, au fost astea: sunt ceea ce tu rostești. Și m-am gândit și m-am rugat și am zis: Doamne, ce vrei să-mi spui cu asta? Sunt ceea ce tu rostești. Și Dumnezeu mi-a vorbit și mi-a spus că fiecare dintre noi trebuie să știm cine suntem în El. Și este un mare adevăr. Fiecare dintre noi suntem ceea ce spune Dumnezeu despre noi că suntem. Dar pentru ca eu personal să cred asta în totalitate, a trebuit la un moment dat să înlătur anumiți factori care mă țineau în loc, care mă împiedecau să cred adevărul ăsta lui Dumnezeu. Și unul dintre acești factori a fost subaprecierea față de mine. Și evident că subaprecierea asta a apărut de-a lungul anilor, în urma unor eșecuri personale, în urma unor dezamăgiri, în urma unor regrete, cu gândul că aș fi putut să reacționez diferit, aș fi putut să rezolv altfel o situație, aș fi putut să spun alte cuvinte, aș fi putut să nu rănesc. Subaprecierea a fost un factor care m-a ținut foarte mult în loc și sunt foarte mulți factori care ne țin în loc, însă vreau să mă limitez doar la aceia care m-au afectat pe mine personal. Și cel mai mult dintre toți a fost că am oferit prea mare importanță părerilor altor oameni cu privire la mine, la cine sunt eu. Vroiam cumva ca toată lumea să aibă o părere bună despre mine, ceea ce e imposibil. Nu poți să fii pe placul tuturor, nu toată lumea te place, evident vor fi oameni care nu te vor place și au fost oameni care nu m-au plăcut. Și de-a lungul timpului, de-a lungul anilor, am acumulat destule cuvinte care au fost rostite intenționat sau mai puțin intenționat de către oamenii cu scopul de a mă răni și evident că am fost rănită. Au reușit. Țin minte că eram mică, undeva prin clasa 5-a și plimbându-mă pe stradă, au trecut un grup de tineri pe lângă mine și unul dintre băieții de acolo s-a uitat la mine și a zis: Doamne, ce urâtă ești! Ne-am intersectat și nici nu mi-am dat seama cât de mult m-au urmărit cuvintele alea, inclusiv până acum, când am crescut mare. Nu am putut să uit că cineva cândva mi-a spus că sunt urâtă. Și de-a lungul timpului am auzit și alte cuvinte și o altă problemă pe care eu am avut-o a fost că îmi cream scenarii, ceea ce pentru femei e foarte ușor să-și creeze scenarii în capul lor cu privire la ce ar putea să creadă cineva despre ele, ce ar putea să spună cineva despre ele și asta poate să te paralizeze, poate să-ți dea o stare de frică, poate să-ți dea o stare de neîncredere. Și m-am luptat cu neîncrederea în mine, m-am luptat cu frica, m-am luptat cu teama de a părea în public, m-am luptat cu gândul ce ar putea să spună oamenii despre mine. Și
La un moment dat am simțit că nu mai pot. Am simțit că nu pot să dau importanță cuvintelor. Nu pot să trăiesc așteptând ca oamenii să vorbească frumos despre mine. Și a trebuit ca să fac ceva. A trebuit ca să iau cuvântul lui Dumnezeu și interesant cât de multă bogăție de cuvinte încurajatoare am putut ca să găsesc în Biblie. Și unul dintre versetele care m-a încurajat foarte mult în momentul în care m-am simțit neiubită, neapreciată, disprețuită, a fost versetul din Isaia 43:4: pentru că ai preț în ochii mei, pentru că ești prețuit și te iubesc, dau oameni pentru tine și popoare pentru viața ta. Și m-am oprit și am zis, ok, eu mă simt disprețuit acum și Dumnezeu îmi vorbește exact prin versetul ăsta și îmi spune că am preț în ochii lui, Dumnezeu mă iubește. Și apoi continui cu versetul care spune, te iubesc cu o iubire veșnică, de aceea îți păstrez bunătatea mea. Și m-am simțit neiubită, Dumnezeu îmi spune că mă iubește. Nu mă iubește condiționat, Dumnezeu m-a iubit în trecut, Dumnezeu mă iubește acum și dragostea lui pentru mine continuă, dragostea lui nu se sfârșește. Și am fost uimită de toată încurajarea care am putut să o găsesc în cuvântul lui Dumnezeu și toate cuvintele alea sunt valabile nu doar pentru mine și sunt valabile pentru oricine se luptă cu asemenea sentimente. La un moment dat am simțit că trebuie să mă ridic. Ok, am citit cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu mă încurajează, dar Dumnezeu îmi spunea, ridică-te. Și la un moment dat am auzit exact cuvintele astea, Domnul este cu tine, viteazul. Exact cum i-a spus lui Chedeon, Domnul este cu tine, viteazule, Domnul este cu tine, viteazul. Și ca să mă înțelegi, atunci când Dumnezeu îți spune Domnul este cu tine, viteazul, Și nu te simți deloc viteaz, ești cel mai puțin calificat din punct de vedere uman ca să faci ceva. Și cu toate astea zice Dumnezeu, Domnul este cu tine, du-te cu puterea pe care o ai. Care putere? Am rămas fără resurse, am rămas fără putere, am rămas fără soluții, dar tocmai asta este ce are Dumnezeu nevoie. Un om care rămâne fără soluții, un om care nu mai poate să-și rezolve problemele prin propriile lui puteri, un om cu slăbiciuni, un om în a cărui slăbiciuni el poate ca să-și manifeste puterea. El poate să-și arate slava, un om pe care el îl califică. Și asta am ajuns să fiu eu, un om descalificat din toate punctele de vedere umane, dar calificat de Dumnezeu. Sunt convinsă că sunt iubită de Dumnezeu, sunt apreciată de Dumnezeu și Dumnezeu mă califică și ceea ce vrea El pentru mine este să mă ridic și să mă duc cu puterea pe care mi-o dă El. Pentru că cred că, la urma urmei, puterea care mi-o dă El este tot ce am nevoie ca să reușesc și în cele din urmă asta este ceea ce contează, ceea ce spune El despre mine și la rândul meu mă rog ca să pot să am acei ochi spirituali prin care să pot să văd pe fiecare în lumina lui Dumnezeu, să văd ce a pus Dumnezeu cel mai bun în fiecare, să văd ce vede El. Și dacă tot am pomenit despre asta, mi-ar place ca să lansez următoarea întrebare. Cum putem sau ce putem face noi pentru a-i vedea pe ceilalți prin ochii lui Dumnezeu, inclusiv pe cei care ne-au rănit și au lăsat probabil răni adânci în sufletele noastre? Cine își face prima curajă? Hai că răspund eu. Când ai pus întrebarea, imediat Duhul Sfânt mi-a amintit de un verset din Biblie, Galateni 2:20, care spune așa. Ăsta e un verset care l-am învățat când eram mică, încă eram adolescentă. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc prin credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Și să le luăm așa de la început. Am fost răstignit împreună cu Hristos.
Dacă am fost răstignit împreună cu Hristos și El trăiește în mine, eu practic sunt mort. Eu am murit. Ochii mei, mâinile mele, picioarele mele, inima mea, dacă merge mai adânc, nu mai înseamnă nimic. Când El e în mine, El vede prin ochii mei, El lucrează prin mâinile mele, deci eu practic, ca și când nu mai exist, El e în mine. Și atunci, cum poate să vadă El prin ochii mei? Așa cum îi vede pe oameni neprihăniți, îi vede sfinți, îi vede spălați prin sângele lui Iisus Hristos și vede cu potențial. Pentru El fiecare om e un potențial candidat la împărăția lui Dumnezeu și la mântuire. Noi nu putem cataloga, nu putem să dăm un verdict. El așa, e așa. Apropo de catalogat, pentru că ce vine mie în minte este faptul că cred că ne asumăm o poziție care nu ni se cuvine. Și anume poziția de a decide noi ce te califică sau ce te descalifică. Și o linie foarte fină. Chiar recent am avut discuția asta cu un grup de tineri, unde e linia asta între, da, vezi ceva care nu e în regulă, vezi un păcat sau vezi o slăbiciune, vrei să corectezi, versus a nu vedea dincolo de acel rău. Da, este un rău, este un păcat, este o rană care e provocată de niște cuvinte rău intenționate. Dar cum privim dincolo de asta? Și mi se pare că ceea ce la un moment dat a fost o tendință de, sau cel puțin în societatea modernă în care trăim, o tendință de a pune o etichetă imediat ce se întâmplă ceva, rău mai ales, s-a transformat într-un instinct. Deci nici măcar e foarte imperceptibilă poziția asta pe care ne asumăm de a califica sau descalifica pe cineva. Și mi se pare foarte periculos. Vezi, Iisus a revoluționat lumea când a venit pe pământ, da. Și tot ce oamenii vedeau, practic ce vezi cu ochiul, da, vezi că omul ăla e căzut, vezi că e cu mâi, îl cataloghezi cum vrei. Iisus a revoluționat și a văzut în omul respectiv mult mai departe de ce se poate vedea. El a văzut ce a vrut să fie și jertfa lui Iisus tocmai pentru asta a fost, să-l vezi pe om dincolo de ce poți vedea cu ochii firești și vezi prin ochii lui. Așa e. Mă gândesc la versetul din Coloseni 3:23 și orice veți face, să faceți ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Și mă gândesc, întotdeauna mă gândesc la lucrul ăsta, cum aș putea eu să fac ca pentru Domnul tot ceea ce fac? Adică inclusiv să-i văd pe oameni prin perspectiva lui Dumnezeu. Și mă gândeam dacă am putea primi o pereche de ochelari cu filtrul lui Dumnezeu. Să-i pui pe ochi și să începi să-i vezi pe oameni așa cum Dumnezeu îi vede la urma urmei. Pentru că suntem așa de ușor, omenește vorbind, să-i judecăm pe oameni din ceea ce vedem. Dar ce-ar fi să-i judecăm pe oameni din ceea ce vede Dumnezeu? Pentru că noi ne uităm la ceea ce izbește ochiul, dar Dumnezeu se uită la inima omului. Și de-aia întotdeauna mă gândesc așa, Doamne, n-ai putea să faci o pereche de ochelari acum cu atâta tehnologie, pur și simplu să-i punem pe ochi și să nu mai judecăm așa ușor, să te uiți la om și să vezi ceea ce Dumnezeu vede în el, nu ceea ce eu văd în el, pentru că Dumnezeu nu se uită la inima omului, nu se uită la înfățișarea noastră, nu se uită la acțiunile noastre, se uită la inimă și de acolo izvorăște totul. Și cu toate astea mi se pare destul de greu, mă întorc la ce povesteai tu, Daniela, și rezonez foarte tare pentru că, da, cred că depinde și de temperamentul nostru și de firea noastră. Și eu sunt genul de persoană care mă hrănesc foarte mult. Dacă îmi spui un cuvânt bun, păi țin cuvântul ăla bun și mă ajută și mă duce departe și mult timp. Dar dacă îmi spui un cuvânt de descurajare, cu atât mai rău când este rău intenționat, te poate pune la pământ. Și realitatea de zi cu zi așa, e foarte dificilă și cu toate astea, adică ne gândim la Hristos și ne gândim la ce spunea lumea despre Hristos și ce auzea, și nu numai că auzea, că le știa pe toate, noi nici măcar nu știm ce gândesc oamenii despre noi, numai când spun, dar Hristos știa tot ce se gândește despre El și cu toate astea o iubire nemărginită, indiferent cine ce-ar fi zis despre El, a iubit până la capăt și asta e testul pe care trebuie să-l învățăm, da. Și să-l dăm. Eu personal, ca să pot să-i văd pe ceilalți,
prin ochii lui Dumnezeu și inclusiv persoanele care au lăsat răni adânci în sufletul meu, a trebuit să învăț să mă uit la mine, să îmi văd condiția mea, să văd de ce am avut eu nevoie de Hristos, de ce am avut nevoie de iertarea Lui și să înțeleg că la fel cum Dumnezeu m-a privit pe mine cu har, m-a privit prin har și prin dragoste, același har și aceeași dragoste trebuie să ofer eu mai departe, chiar dacă uneori este greu. Chiar dacă uneori este greu, trebuie să mă depășesc pe mine, trebuie să mă frâng pe mine și trebuie ca să iubesc așa cum a iubit Hristos și să înțeleg că nu sunt cu absolut nimic mai specială decât nimeni altcineva. Mi-ai folosit un cuvânt cheie, Daniela, ceva mai devreme și anume subaprecierea, pe care cred că mai ales noi femeile suntem predispuse la a ne subestima, a ne subaprecia. Și mie ce mi-a strânit în gând are de-a face cu faptul că, și cred că iarăși aici depinde foarte mult de felul în care suntem construite, da? Dezamăgirea, pentru mine dezamăgirea provocată de alții versus dezamăgirea de sine e o nimica toată lângă dezamăgirea de sine. Pentru că atunci când, da, greșim, da, păcătuim, dar atunci când ne privim prin prisma asta a eșecului, a oboselii, a lipsei de randament, a așteptărilor neîmplinite și fiecare putem adăuga la lista asta, cred că ajungem la acea subapreciere și ne afundăm destul de mult. Și pentru mine întrebarea este, aș duce întrebarea ta, Daniela, un pic mai departe, aș aplica într-alt fel, pentru că uneori mi este mai ușor să privesc oamenii care mă dezamăgesc prin ochii lui Dumnezeu, dacă vrei, dar când vine vorba de propria persoană, acolo lucrurile devin mai dificile. Și poate că sunt doar eu în situația asta, cu toate că mă îndoiesc. Dar ce facem cu dezamăgirea de sine? Sau altfel spus, cum ne privim pe noi înșine prin prisma lui Dumnezeu, cu atât mai mult cu cât, iarăși, pentru ce ziceai tu, ne asemănăm foarte mult din punctul ăsta de vedere. Și am mai zis-o asta și între alte dăți. Când, nu neapărat că țin ca oamenii să aibă o părere bună despre mine, dar dacă am făcut ceva care a dezamăgit sau care a durat într-o anumită măsură sau alta sau n-a fost ceea ce trebuia, ce greu e! E foarte greu. Și mă întorc. Ce facem cu dezamăgirea de sine? Cum o tratați voi? Dacă o experimentați? Deja știm că dezamăgirea e un răspuns emoțional la o așteptare neîmplinită. Când eu am așteptări de la mine și fiecare avem, nu? Ai fost crescută într-o biserică, ai fost crescută moral, ai fost crescută cu principii sănătoase și totuși vine vremea când faci anumite lucruri care te dezamăgesc și ori îți dezamăgești soțul, ori îți dezamăgești copiii și de cele mai multe ori m-am confruntat cu lucrul ăsta. Am avut copii adolescenți, i-am dezamăgit și m-am gândit, Doamne, ce n-am făcut? N-am făcut ceva, n-am făcut. M-am învinovățit, m-am auto-învinovățit. De ce e așa? De ce adolescentul meu mă supără? De ce se comportă așa? Ce n-am făcut bine? Sunt dezamăgită de mine. Și aici, din nou, intervine Hristos și harul Lui. Harul Lui. Și toate lucrurile converg către aceeași țintă. E Iisus Hristos, e harul Lui, e puterea Duhului Sfânt care ne transformă, ne modelează, ne învață. Nu? Duhul Sfânt e învățătorul nostru. El ne învață și atunci, Doamne, aici sunt. Duhul Sfânt, schimbă-mă, transformă-mă, schimbă-mă mentalitatea și ajută-mă să depășesc. Cred că nu trebuie să neglijăm realitatea slăbiciunilor noastre și a păcatului nostru. Da, e. Dar nu trebuie să neglijăm nici realitatea harului. Așa. Și cred că în mintea noastră, și când vine vorba de alții, dar și când vine vorba de noi, avem impresia că una o anulează pe cealaltă. Pe când cealaltă ar trebui să, sau prima ar trebui să fie subordonată realității harului. Ele coexistă. Dar dacă punem realitatea harului mai presus de orice, iar zic, în teorie,
e simplu, dar cred că trebuie să ne adâncim în adevărul ăsta, că există un har disponibil acolo pentru noi și eu cred că cu cât încercăm noi mai tare să scăpăm de dezamăgirea de sine, de unele singure, cu atât ne afudăm mai mult. Pentru că Dumnezeu e singurul care poate face pentru noi ce noi nu putem face pentru noi înșine. Am fost muritori sau suntem muritori, nu ne putem face noi pe noi înșine veșnici, dar Hristos ne face veșnici. Am fost nelegiuiți, am fost în păcat, El e singurul care ne poate vedea neprihăniți, apropo de ce ziceai tu, Simona, mai devreme. E imposibil pentru noi să facem asta. Și dacă conștientizăm cât de mult se poate în realitatea zilnică adevărul ăsta, poate că ne ajută. Mă gândesc la exemplul lui Petru, aproape de Hristos. Aproape de Hristos, zi de zi cu Hristos, plin de putere, plin de învățăturile Lui. Zi de zi asculta și mânca cu El și era... Și totuși a dezamăgit, s-a simțit și el dezamăgit, dar harul lui Hristos și jertfa lui Hristos l-a transformat. Cu atât mai mult, apropo de exemplu cu Petru, cu atât mai mult cu cât știm că Hristos îi schimbă numele, da. Nu, și numește stânca, știind bine care va fi slăbiciunea lui și care va fi greșeala lui. Anticipat cumva Dumnezeu ne vede prin harul ăsta. Și harul ăsta acoperă tot. Exact. Absolut tot. Și îl vedem pe urmă, după câtva timp, predicând 3.000 de oameni la o singură predică. O, da. Cât s-a înălțat și cât Dumnezeu a lucrat în el și în comparație cu Iuda, dezamăgit și el de sine, el a fost dezamăgit, încât n-a mai suportat dezamăgirea și și-a pus capăt zilelor. Exact. Și cred avea că... și el aceeași șansă ca și Petru. Da. Și cred că vedem din ce în ce mai mult ce multe daune poate provoca această dezamăgire de sine, mai ales în lumea modernă în care trăim. Da, asta se întâmplă pentru că nu-L au pe Hristos. Pentru că, vezi, dezamăgirea de sine o tratez cu Hristos, la urma urmei. Faptul că am o relație cu Dumnezeu, faptul că am o relație apropiată cu El, Duhul Sfânt mă cercetează, Duhul Sfânt îmi amintește și tot timpul mi-amintesc, ok, eu sunt copilul lui Dumnezeu, da, sunt supusă greșelilor, mă pocăiesc, îmi cer iertare și chiar și atunci când îți dezamăgită de mine, poate ca și mamă, ca și soție, ca și femeie, îmi aduc aminte tot timpul de Hristos și de faptul că eu sunt fiica Lui și harul Lui mă ajută să merg mai departe și să înaintez, pentru că dacă am fi singuri, mi-e milă de oamenii ăștia din lume care nu l-au pe Hristos, mi-e milă de ei, pentru că nu ai cum să gestionezi viața. Când îl ai pe Hristos, ai Duhul Sfânt, Mângâietorul care ne-a fost trimis ca să ne ajute să putem, să putem supraviețui oarecum lumii astea, că altfel... Așa de mult mă bucur că ai pomenit Simona de Petru, pentru că în tot timpul meu acasă, când m-am pregătit, îmi rezona în cap Petru. Pentru mine e un exemplu. Iubesc personajul Petru foarte mult, pentru că mă regăsesc foarte mult în slăbiciunile lui, în râvna lui, vrea să facă multe. Și cred că el, în momentul în care i-a zis la Iisus, cu tine, Doamne, o să merg și la moarte... Cred că el avea dorința asta. Și era sincer în momentul. Da, deci sunt foarte convinsă că el era plin de râvnă și chiar vroia să facă chestia asta. Doar că vrea să facă chestia asta prin propriile lui puteri. Și a trebuit ca Dumnezeu să-i arate că e limitat și că are nevoie de puterea de la el, puterea care vine de la el. Și ca să răspund și eu la întrebarea ta, uneori cred că este nevoie să fim conștiente că trebuie să ne iertăm pe noi înșine. Primim iertarea lui Dumnezeu și câteodată ne întrebăm, dar cum pot să mă ierți așa de repede? Cum pot să treci așa de repede cu privirea peste dezamăgirea care am făcut-o, peste păcatul pe care l-am făcut? Și totuși Dumnezeu ne iartă și noi, pentru noi este greu ca să ne iertăm. Și atunci mă întorc din nou la ce am vorbit mai devreme, trebuie să caut adevărul lui Dumnezeu. Ce spune adevărul lui Dumnezeu despre mine în momentul în care eu nu pot ca să mă iert? Și atunci am nevoie de ajutor. Și îmi place foarte mult versetul ăsta, Psalmul 103:3.
Și zice, El îți iartă toate fără de legile tale. Nu una, nu două. Și nu pe cea mai puțin serioasă versus cea mai toate, serioasă. Și toate, mai toate. Lată. Și vindecă toate bolile tale. Și când zice, vindecă toate bolile tale, poate să vindece și sufletul care e stropit. Dumnezeu are puterea asta ca să restaureze un suflet strobit, să vindece un suflet strobit. Și apoi iubesc versetul din Romani 8:1 care zice, nu mai este nicio condamnare pentru cei care sunt în Hristos. Și cred că repetând versetele astea, în momentele în care ne simțim apăsate și spunând, nu mai este nicio condamnare pentru mine, pentru că eu sunt în Hristos, repetând versetele alea, încep să le trăiesc. Încep să toarne viață în mine și încep să mă simt așa cum vrea Hristos ca eu să mă simt. Și încep să mă văd prin ochii Lui. Deseori am lăsat provocarea asta în ultima perioadă unor fete care sunt în jurul meu și în grupul de ucenicie și am zis, faceți-vă o listă onestă cu felul în care voi vă vedeți pe voi înșivă. Ce vă trece prin cap? Și apoi întrebați-L sincer pe Dumnezeu. Și rugați-L să vă vorbească și să vă spună cum vă vede El. Dar El să vă vorbească acolo în inima voastră și în duhul vostru, nu în teoriile pe care le știți. Că e foarte ușor să te duci la niște versete, dar când realmente rogi pe Duhul Sfânt să-ți vorbească. Și acolo se întâmplă ceva. Dar asta se leagă foarte bine cu următorul popas al discuției noastre. Cum îl ascultăm pe Dumnezeu? Sau oare ne facem timp să auzim vocea lui Dumnezeu? Auci! Pentru că de atâtea ori suntem pe repede înainte și citim Biblia, ne rugăm, am bifat părtășia cu Dumnezeu și am plecat la treabă. Și m-am văzut pe mine în postura asta de atâtea ori. M-am văzut făcând ca și o normă. Trebuie să mă trezesc dimineață, să citesc din Biblie, să mă rog, după care plec la drum. Și cred că de multe ori parcă și vedeam pe Dumnezeu stând și zicea, hei, știi, vreau să spun și eu ceva, de ce ai plecat? Pentru că prea mult folosim rugăciunea ca și o convorbire cu sens unic și uităm că avem un interlocutor pe Dumnezeu care vrea să ne spună și El ceva. Și dacă vrem să auzim vocea lui Dumnezeu, trebuie să încetinim ritmul. Trebuie să facem liniște în mintea noastră și în inima noastră ca să putem să auzim vocea Lui. Clar. Și o să vă spun din propria mea experiență, un motiv pentru care nu auzim vocea lui Dumnezeu este ascultarea. Și de multe ori am impresia că ascultarea e așa o artă pierdută. Începem să devenim foarte grăbiți și ascultăm în grabă sau chiar nu mai ascultăm. Și ascultarea pasivă, de fapt, îi aud că celălalt vorbește, doar nu ascult. Și nu știu dacă nu vi s-a întâmplat să auzi că cineva îți vorbește, dar nu asculți realmente ceea ce spune. Par chiar foarte atent. Chiar foarte atent, chiar preocupat de ceea ce spune și, de fapt, la urmă, dacă te întreabă, nu mai știi nimic din ce a spus. Și cred că asta se întâmplă cel mai mult în biserică și știu că la noi foarte mult îi luăm pe oameni, adică întrebăm oamenii, hei, ai înțeles ceva din ce o vorbit sau pastorul la biserică. Ideea e că stai și asculți și de multe ori, în timp ce tu ești la biserică, un vacar de gânduri îți vin în minte, planuri, cum să-ți faci planuri pentru următoarea săptămână și la final îți dai seama că de fapt n-ai auzit nimic. Și de multe ori așa suntem noi cu Dumnezeu. Auzim că Dumnezeu vrea să ne spună ceva, dar nu suntem gata să ascultăm. Și eu sunt o fire foarte matinală, îmi plac diminețile de vreme când încă parcă orașul doarme, îmi fac o cafea, mă pun la masa din bucătărie, îmi iau Biblia, îmi iau jurnalul și mă pregătesc să am timpul meu cu Dumnezeu. Dar telefonul meu chiar și pe timp de noapte doarme, ca și mine de altfel, și dimineață, bineînțeles, sunt bombardată cu mesaje, cu mail-uri și încep să mă uit prin telefon, văd lucrurile pe care trebuie să le fac, programări care urmează să le fac și mă întorc înapoi la Biblie mult mai distrasă. Inevitabil. Și încep să citesc și nu știu dacă vouă vi s-a întâmplat să citiți din Biblie și dintr-o dată mintea ta s-o iei razna și se înceapă să te gândească la cu totul altceva și termin 2-3 capitole de citit și când revin din nou la Biblie îmi dau seama că nu știu ce am citit și se face ora 7 și trebuie să o trezesc pe Maia, să o duc la școală și zic, Doamne, știi ceva? Lasă că îmi fac timp mai târziu pentru Tine. Și cel mai câștigat din toată experiența asta e diavolul care știi ce face? Râde satisfăcut că a reușit să mai înfure încă o dimineață. Și
De multe ori, părtășia cu Dumnezeu așa e o provocare zilnică, dar și o disciplină zilnică. Și câtă vreme noi nu ne disciplinăm intenționat să avem timp cu Dumnezeu, nu avem cum să auzim vocea Lui și pierdem acele momente extraordinare în care Dumnezeu vrea să ne vorbească. Și m-am disciplinat și mă disciplinez în fiecare zi. Credeți-mă, e o provocare zilnică. Nu știu cum e pentru voi și cum e pentru alte femei, dar părtășia cu Dumnezeu e o disciplină zilnică și continuă. În fiecare zi aleg să am timpul meu cu Dumnezeu. În fiecare zi aleg să petrec timp cu Dumnezeu. Nu e o chestie care vine de la sine și ceva mă umplu și simt așa că trebuie să am timp cu Dumnezeu. Nu, în fiecare dimineață îmi dau seama că m-am trezit la o nouă zi. Dumnezeu mi-a mai dat o zi. De ce mi-a dat-o? Pentru că la urma urmei Dumnezeu ne-a rânduit zilele și El știe exact cât trăim pe acest pământ. Și mă trezesc dimineața și m-am învățat, asta e o practică a mea și chiar spuneam la Simon la începutul anului că nu mai vreau să încep cu cititul. Nu mai vreau să încep pentru că mă cufund în citit și pe când să mă rog nu mai am timp pentru că începe zarva din casă. Și mă trezesc, îmi pun muzică de închinare în limba română, bineînțeles, ca să pot să cânt. Încep să las versurile să mă conducă în rugăciune și încep să laud pe Dumnezeu, încep să îi dau Lui glorie, încep să mă închin înaintea Lui, să-i mulțumesc pentru încă o zi, încă o dimineață pe care mi-a mai dat-o să o trăiesc. Și apoi încep să-mi spun oful, încep să-mi descarc inima înaintea Lui, încep să-i spun... Chiar mi-am dat seama, de multe ori nu mă rog așa mult pentru mine cât mă rog pentru alții și pentru cei din casa mea și pentru prietenii noștri, după care îmi fac liniște în sufletul meu. Și nu vă spun, momentul ăla de liniște, numai când îl experimentezi pe Dumnezeu îl simți. Când faci liniște în tine și te liniștești înăuntru tău și nu lași niciun gând și nimic să nu-ți vină în cale, efectiv simți cum prezența lui Dumnezeu coboară peste tine și te umple. Și Duhul Sfânt e cel care ne vorbește, pentru că Dumnezeu ne-a lăsat Duhul Sfânt ca un mângâietor pentru noi, ca să ne vorbească, să ne mângâie, să ne mustre chiar. Și ăla e timpul cel mai extraordinar, liniștea, ascultarea. Pentru că prea mult, prea mult vorbim și vorbim și, cum ziceam, stau de vorbă cu Dumnezeu, stau de vorbă cu o persoană. Și trebuie să-i las și Lui loc să vorbească și în timpul ăla de liniște, efectiv îl las pe Dumnezeu să-mi vorbească. Și prin Duhul Lui îmi vorbește, dar lucrul ăsta vine odată ce ai o relație cu Dumnezeu. Pentru că a cunoaște cuvântul lui Dumnezeu, și aici mă refer foarte mult la meditație, când meditez la cuvântul lui Dumnezeu și nu mă refer la meditația în sine, ci mă refer la a cugeta la cuvântul lui Dumnezeu. Când cugeți la cuvântul lui Dumnezeu, efectiv începi să-L cunoști pe Dumnezeu așa cum este El. Și încep să te apropii de Dumnezeu și cu cât te apropii mai mult de Dumnezeu, cu atât poți să discerni mai clar vocea lui Dumnezeu. Și a învăța să asculți vocea lui Dumnezeu, pentru că la urma urmei multă lume poate se întreabă, dar cum, de unde știi tu că e vocea lui Dumnezeu? Cum auzi tu vocea lui Dumnezeu? Păi a învăța să asculți vocea lui Dumnezeu în proces. E efectiv o experiență de învățare, e o disciplină continuă care implică anumite elemente active, cum ar fi rugăciunea, închinarea, meditația la cuvântul lui Dumnezeu, ascultarea, ceea ce e cel mai important, să înveți să faci liniște în tine. Și mă gândesc doamna la relația mea cu Dumnezeu, mă gândesc exact ca și la oricare altă relație, așa cum o relație se sudează. Pentru că nu poți să legi o relație cu cineva dacă nu încerci să cunoști persoana respectivă, să petrești timp cu persoana respectivă. Exact așa e relația cu Dumnezeu. Capacitatea de a discerne vocea lui Dumnezeu și de a distinge vocea lui Dumnezeu din vacarmul lucrurilor care se întâmplă în jurul nostru se va rafina atunci când ești gata să petrești timp cu Dumnezeu și ești gata să stai în liniște și să asculți. Și asta vine în timp, asta nu vine odată, dintr-o dată, prima dată încep să am relație cu Dumnezeu, gata, aștept să vorbească Dumnezeu. Asta vine în timp. Iartă-mă că te întrerup și sunt curioasă, pentru că, iarăși, în teorie știm, cum arată asta în practică în viața voastră?
Ce discipline vă aplicați? Păi asta e o disciplină zilnică. Deci eu mă trezesc întotdeauna dimineața de vreme, foarte de vreme. Într-o perioadă avea și Simona dorința să se trezească de vreme cu mine și să uita și cât a ținut. Nu mă trezesc chiar așa de vreme, dar am cu dorința. Dar între mine și Simona e doar o casă, între mine și Daniela sunt trei case. Deci stăm foarte aproape una de cealaltă. Dar Simona poate să vadă la mine în bucătărie. Și de multe ori dimineața asta nu te-am văzut sau s-au prins mai târziu becul. Au avut și a câteva dimineți, dar îmi place să mă trezesc de vreme pentru că ăla e timpul meu de liniște în casă. Și nu întotdeauna simt în duhul meu că vai ce am chef acum să mă rog exact. Și să vorbesc cu Domnul, dar e o disciplină. Și efectiv pe mine foarte mult mă ajută cântarea. Deci enorm de mult. Îmi pun muzică pe telefon încet ca să nu-i trezesc pe ei mei. Dar încep să cânt și atunci când cânt și dau laudă lui Dumnezeu, efectiv încep să curgă cuvintele din mine și încep să mă rog și încep să laud pe Dumnezeu. Și Dumnezeu asta vrea, la urma urmei, să vadă în mine o inimă deschisă și gata să-i slujească, la urma urmei. Și inevitabil, în momentul ăla ești cercetat și simți în duhul tău, dar n-ai voie să lași ca nimic să-ți distragă atenția. Deci pentru mine telefonul e numai pentru muzică de acum încolo. Pentru că... Și ce cred că e important, asta nu e neapărat un răspuns la care e disciplina sau cum arată disciplina în viața mea, dar ai spus la un moment dat că Dumnezeu vrea să vorbească și cred că asta nu conștientizăm noi. Așa că de multe ori, nu știu, parcă avem impresia că ar trebui să-L convingem pe Dumnezeu sau să ne dăm bine pe lângă Dumnezeu ca Dumnezeu să ne zică ceva. Pe când nu, Dumnezeu are mereu ceva de spus. Dumnezeu vrea să ne spună. Exact. Noi trebuie să ne plasăm în postura aia în care să îl ascultăm, să veghem activ la ce exact. Are să ne spună. Pentru că prea mult noi vrem să ne folosim de puterea Lui și nu vrem să Îl cunoaștem de fapt pe Dumnezeu cu adevărat. Că Dumnezeu știe problemele noastre, Dumnezeu cunoaște situațiile din viața noastră mai mult decât orice. El știe, nu are nevoie să-i le reamintesc eu tot timpul. El de fapt vrea să vadă inima mea. Inima mea gata să stea în părtășie cu El. Asta are nevoie. Foarte repede citesc versetul ăsta, vine a spus și înainte de a... Și știți, revine povestea lui Habacuc, care săracul e copleșit de ce vede, e traumatizat, dar este foarte conștient că Dumnezeu vrea să-i zică ceva. Dar nu așteaptă oricum și nu se duce înapoi în vacar mola de evenimente. Zice, voi sta la locul meu de strajă, adică de veche, adică te retragi undeva și mă voi așeza în turnul cetățuii. Voi veghea ca să văd ce-mi va spune și ce voi răspunde când voi fi mustrat. Foarte important să avem un loc al nostru. Un loc unde să te retragi, pentru că nu poți în mijlocul casei cu oamenii în jurul tău sau, acum depinde de fiecare când are timpul de părtășie, pentru mine e bine dimineața că nu e nimeni treaz, dar și am locul meu la bucătărie, scaunul meu, că de multe ori zicea soțul că mai trebuie să mă schimbăm scaunul ăla, că ăla e cel mai folosit din casă. Dar e foarte important să ai locul tău de strajă și știu că ăla e locul meu în care mă întâlnesc cu Dumnezeu. Deci e extraordinar. Oh, da. Nu vreau să vă spun cât este ceasul, așa că mă îndrept cu privirea către Simona, pentru că cred că ce ai tu de adus în conversația asta vorbește foarte bine despre care e efectul ascultării și unde, în ce poziție și ce postură ne poate pune atunci când stăm și ascultăm. Ascultarea mea de vocea lui Dumnezeu am experimentat-o pentru așa mai profund și chiar când spun voce, chiar voce. Deci am auzit în mintea, în ființa mea, nu pot să explic cum am auzit. Pur și simplu am auzit vocea lui Dumnezeu. Aveam 24 de ani. Deja l-aveam pe primul nostru copil, pe Filip. S-a început lucrarea la Ogna Mureș, o mică bisericuță, am început noi cu familia de Cean, s-a înfiripat atunci lucrarea și pentru mine personal nici gând, nici vorbă să ne mutăm. Noi locuiam lângă Ogna Mureș, undeva la o jumătate de oră distanță, să ne mutăm la Ogna Mureș, sub niciun chip, sub nicio formă. Nici nu discutam în casă despre așa ceva, deja au venit pastorii noștri, s-au întors din America. E o poveste mai lungă, dar vreau să punctez anumite lucruri ca să se înțeleagă povestea. Și mi-amintesc perfect, într-o seară mergeam cu mașina,
era soțul meu la volan, eu, băiețelul nostru în spate și așa de puternic am auzit atât. Mutați-vă la Ocnamureș. Scurt, în mintea mea m-am cutremurat, m-au trecut toți fiorii și m-am întors spre soțul meu și zic, ai auzit? Se uită la mine, zice, ce? Ce? Păi, n-ai auzit, mutați-vă la Ocnamureș. Asta era în octombrie, deja în aprilie noi eram mutați la Ocnamureș. Și în decursul anilor am văzut că ascultarea mea a adus roade. Și sunt așa mulțumitoare lui Dumnezeu pentru că atunci, la 24 de ani, am ascultat, nu știu care era viața mea acum, nu știu unde eram, dar faptul că am ascultat și am venit la Ocnamureș, Dumnezeu m-a crescut, am întâlnit-o după câțiva ani pe Paula, am avut amândouă același vis, am visat să avem un salon de frumusețare, ea pe coafură, eu pe cosmetică. S-a înfiripat așa, nu știu, nici nu știu cum să explic, am văzut așa pas cu pas mâna lui Dumnezeu. Pe urmă s-a alăturat Daniela, noi toate trei am lucrat împreună și așa de frumos Dumnezeu a gestionat lucrurile și le-a pus așa cap la cap, nici nu se putea mai bine. Și de ce spun că sunt binecuvântată? Nu doar că sunt unde sunt și așa. La locul meu de muncă pot să aplic extraordinar de mult învățăturile și ascultarea mea de Dumnezeu. Într-un salon de frumusețare. Într-un salon de frumusețare, pentru că am camera mea. E extraordinar. Am camera mea, închid ușa, am client acolo, în momentul când ea se întinde pe pat, e relaxată, vine după o zi de muncă, e obosită și e timpul perfect să povestesc cu ea, să-i spun din experiențele mele, dar am niște povești foarte, foarte adânci, nu discut numai superficial. Și acum cu pandemia și cu toată nebunia asta ce s-a întâmplat, inima lor e extraordinar de deschisă. La început mă rugam, și acum mă rog, dar mă rugam în fiecare zi, Doamne, folosește-mă și astăzi. Folosește-mă, vino Duhule Sfânt, curățește-mă, vorbește-mi și folosește-mă. Acum, femeile deschid subiectul. Doamna Simona, ce părere aveți? Ce ziceți? Cum e? Și momentul perfect. Momentul, de atât am nevoie. Dar le văd așa ca un burete și mă rog cu ele. Le cer permisiunea, bineînțeles că nu vreau să intru așa îndrăzneață în inima lor. Le cer permisiunea, uite, vreau să mă rog pentru tine. Merg plângând, sunt mișcate, sunt transformate, îmi spun, de-abia am așteptat să vin, de-abia am așteptat. Frustrate, dezamăgite, foarte multe femei dezamăgite. Într-o zi de lucru poate mă întâlnesc și cu 20 de femei, fiecare cu povestea ei și o ascult, mi-e place să ascult cu oameni, îmi place și să vorbesc și să râd cu ei, dar îmi place mult să ascult oamenii și le ascult poveștile și le spun din experiențele mele cu Dumnezeu, dar un lucru pe care l-am observat împreună cu Paula, au fost femei care ne-au părăsit, au ieșit din viața noastră, tocmai din acest motiv. Știm sigur, nu știu, poate mintea lor sau inima lor n-au mai putut să audă sau ceva s-a întâmplat acolo în inima lor și au plecat definitiv. Dar totuși, rugăciunile mele și clientele la care le-am dat și Biblie, n-au avut Biblie, le-am dat Biblie cu dedicație, le-am cumpărat Biblie frumoasă de femei. Deci creez încheg așa o relație mai mult decât clientă și eu care ofer serviciile mele. O relație de prietenie, de încredere. E ceva extraordinar care mă împlinește foarte, foarte mult. Și mulțumesc lui Dumnezeu că în urma ascultării mele sunt aici și mă folosește. Ce efect are, mai avem foarte puțin timp, dar ce efect are ascultarea asta asupra felului în care noi ne îndeplinim chemarea și care e chemarea de fapt? Pentru că mi-a plăcut foarte mult ce ne-ai povestit, Simona. Cred că în mintea noastră ne gândim, măi, poți să spui Evanghelia sau poți să duci vestea bună doar dacă ai un anumit statut sau o anumită poziție. Exact.
Și de obicei ne gândim la oamenii care sunt în față, la biserică, la pastor, la lideri. Și aici, vis-a-vis de ce zicea Daniela, du-te cu puterea pe care o ai, cu resursele pe care le ai, nu te uita. Când voi fi eu, nu știu ce, atunci voi putea, o să am posibilitate, sunt într-o anumită poziție și sigur. Exact. Unde ești? Dumnezeu, Domnul Iisus a zis, mergeți și faceți ucenici începând din Ierusalim, Samaria și până la marginile pământului. Din locul în care ești, eu de acolo, din cămăruța mea de, nu știu, 3 pe 3, cât e mică, e mică, dar e o binecuvântare. Mm. Și de acolo pleci, de acolo și de acolo. Pe fiecare suntem chemați să împlinim chemarea, mare trimitere. Acolo unde suntem, acolo unde Dumnezeu ne-a pus, că ești la locul de muncă, că ești în casă cu copiii tăi, pentru că te gândești, eu nu ies din casă, da, dar ești în casa ta, fă ucenici în casa ta. Unde ești la locul de muncă, nu contează, la școală, locul în care te-a pus Dumnezeu, locul în care ești, vecinii tăi, anturajul tău, acolo poți să faci o diferență, acolo îți împlinești scopul și chemarea pe care Dumnezeu ți-a dat-o. Și ai nevoie doar de două lucruri, iubire de Dumnezeu și iubire de oameni. Exact. Și astea două împreună, cu slăbiciunea ta vine Iisus, cu plusul lui. Și cred că neglijăm și aspectul acesta al autorității pe care Dumnezeu ne-o dă. Adică El ne îmbracă cu autoritatea lui. Făceai referire la ce înseamnă nașterea din nou cu versetul din Galateni. Da. Păi El e în noi, e autoritatea care El ne-o dă. Nu ne ducem noi de capul nostru, nu spunem noi de capul nostru, dar de multe ori inhibăm, cred că, autoritatea aia. O inhibăm mult. Pentru că nu ne dăm seama de puterea care e investită în noi. Da. Ca să mergem să facem lucrurile. Doamne, dar eu sunt nevrednic și majoritatea din Biblia și-or zis. Dar Dumnezeu a luat oameni slabi, oameni nevrednici, oameni care n-ai fi dat doi bani poate pe ei, Dumnezeu a luat de acolo din condiția lor, exact ca pe Gedeon. L-a luat și l-a pus unde l-a pus și l-a folosit. Da. Și eu cred că sunt oameni care au o chemare specială în a merge în țările subdezvoltate, însă suntem și noi restul care nu am primit aceeași chemare de a ne muta într-o altă țară și atunci luăm în considerare comunitatea în care Dumnezeu ne-a așezat. Și ca să dau un exemplu practic a ceea ce fac eu împreună cu soțul meu, avem o băncuță în fața porții. Nu e cea mai frumoasă băncuță care ai văzut-o în viața ta, e chiar oribilă și tot timpul zic că trebuie să facem ceva cu privire la băncuța aia. Da, băncuța are un efect extraordinar. Pe timpul de vară luăm o cafea într-un anumit timp al zilei și ieșim amândoi la poartă cu cafeaua și ne intersectăm cu vecinii și chiar vecinii de peste drum de noi, stând în povești cu noi, oamenii vin la povești, oamenii vor să povestească, oamenii vor să fie ascultați și stând la povești cu vecinii noștri, vecinii noștri au început să vină la biserică. Vecinii noștri astăzi sunt în biserică și vecini mai avem. Trebuie să ne cumpărăm cafea și să ieșim afară la băncuță și să stăm să ascultăm pe oameni și să le spunem despre dragostea lui Dumnezeu și să le spunem că așa cum Dumnezeu ne iubește pe noi, îi iubește și pe ei și că nu este nicio diferență între noi și ei. Am mai spus asta, cred că și într-o altă ocazie, dar ne displace, cred că, ideea asta de, sau nu că ne displace, dar ni se pare că a fi obișnuit, da, nu poți face lucruri extraordinare dacă ești obișnuit. Adică, ce un vecin care vine la biserică în comparație cu mulțimile, nu, care poate când aud o predică de-a lui Mihai, se întorc la Dumnezeu, știi, și atunci chemarea ta sau chemarea mea sau chemarea Simonei sau a Danielei e mai puțin importantă doar pentru că nu e atât de strălucitoare și cred că asta e problema, că noi credem că obișnuitul nu poate face lucruri extraordinare. Da, obișnuitul nu poate face, dar Dumnezeu, exact, prin acel obișnuit. Oh, wow! Fetelor, când mai veniți? Încă mai sunt multe subiecte, așa am de discutat. Întrebarea mea N-am pentru spus voi. Tot. Nu scurtă emisiunea. Nu v-am întrebat dacă mai veniți și vă întreb când mai veniți. Când ne chem. Cu bucurie când mulțumesc nevoie. Foarte mult pentru conversația asta. Cu mult fost drag. Foarte binevenită. Vă mulțumesc și vouă că ați fost alături de noi. Sper că am reușit să aducem un pic de valoare, să stârnim niște gânduri, să vă încurajăm și până când ne vom revedea săptămâna viitoare, vă doresc să mergeți cu multă credință înainte și cu puterea asta despre care am vorbit noi astăzi, care ne-a fost dată, și dacă credința nu e ceva ce cunoașteți neapărat, vă încurajăm să
explorați, să îndrăsniți, să lăsați curiozitatea să vă ducă spre a afla mai multe despre cine este acest Dumnezeu. Până data viitoare, vă doresc numai bine!